Subiectul din această seară este intitulat Dincolo de reguli. Trăim sfârșitul unei veri cumplite, prieteni, și din punct de vedere politico-religios, lumea este sufocată de schimbări spontane. Ateismul la putere a făcut ravagii în societate. Lumea, așa cum spuneam, se simte sufocată de reguli anti-religie sau anticreștine și cum pendulul în genere nu, nu stă pe loc. Și le-a lumea de la apa Nilului, extrema stângă, la vinul Babilonului, extrema dreaptă. Observăm că în această pendulare lumea vrea ceva. Dar ce vrea lumea? Vrea orice Lumea nu vrea desfințarea sau as asanarea culturală a societății. Lumea nu dorește o Europa tirană, ci dorește o, o Europa plină de vacanțe, nu vacanțe pline și biserici goale. Asta dorește societatea în genere. Doresc o Europa în care oamenii să fie lăsați în pace, să trăiască cum vor ei, după planurile lor, fără ca să li se amintească de Dumnezeu sau de lipsa existenței acestei entități pe care noi numim Dumnezeu, Tatăl nostru, Creatorul și așa mai departe. Bineînțeles că adresându-mă dumneavoastră dincolo de ocean, de aici din Statele Unite, să știți că societatea aici dorește același lucru, ceva similar. Omul, cetățeanul de rând, spune, auzi, nu mă interesează mișcările acestea LGBT, nu mă interesează schimbările teribile în procesul educațional. lasă pușca, lasă pământul, lasă libertatea și dreptul de a călători. Nu mă interesează politica ta, nu mă interesează ateismul tău. În realitate, ce se vrea acum este o întoarcere la normalitate. O lume care dormea în păcatele ei până la pandemie și care s-a trezit dintr-o dată o lume care a descoperit că i s-a furat patul în care dormea atât de liniștit și frumos. Sunt în drum spre Ecuador și mă voi întoarce exact în ziua marilor alegeri. În Statele Unite, noiembrie 5 este ziua marilor destine sau ziua deciziilor, zic eu, irreversibile, nu numai pentru Statele Unite, dar și pentru lumea întreagă. Ce va fi până atunci, Tatăl nostru din cer știe mai bine. Eu cred că e bine ca să ne încredem în el și să facem în aceste zile solemne în care istoria omenirii, zic eu, este influențată de anumite forțe, să facem din aceste zile altar de rugăciune pentru noi, pentru că în momentul în care războiul între dreapta și stânga se termină, subiectul de persecuție va fi rămășița poporului lui Dumnezeu. Lumea dorește întoarcerea la religie, dar eu întreb: la ce religie? Doamna care se vrea a fi președinte și în același timp prima doamnă, încearcă cu disperare să convingă pe amăriții care acum cumpără cofragul de ou cu 10 dolari, în timp ce pe vremea lui Trump se cumpăra cu fragul de ou, cu 3 dolari. Încearcă cu disperare să-i convingă pe amărâți, ca mine și ca dumneavoastră, că e bună apa Nilului, că e bună apa cu nomol, cum e apa Nilului. Și uite așa, prietenii, oamenii sunt pendulați dintr-o isterie în altă isterie. Însă speranța noastră vine de la Domnul Hristos. Nu se face rabat de nimic. Toată lumea promite orice și oricum, numai să primească puterea, prieteni. Se merge atât de departe, prietene, încât pretendenta la Casa Albă susține că a lucrat la McDonald's, când ea n-a lucrat niciodată acolo. Lucrurile au mers atât de departe încât s-a pretat chiar și la Photoshop bineînțeles că cei din sistem au suficient de mulți profesioniști ca să doctorească o imagine de genul acesta, așa că au căutat, au luat imaginea unei fete care între timp a murit de cancer săraca, i-au tăiat capul din poză și au pus pe capul doamnei care este candidat. După puterea au mers până acolo că se folosesc toate metodele dincolo de reguli și se aruncă în lupta de manipulare sau lupta de convingere, folosind toate formele neortodoxe posibile. Este de la sine înțeles că nivelul etico-moral al celor care vor câștiga vor aduce cu sine rezultate sau rezultatele pe măsura așteptărilor caracterului și moralității de care dau dovadă în procesul acesta uh, al campaniei. Prieteni, după 30 de ani și mai bine de la căderea comunismului, în zona de interes global, bineînțeles, n-am mers mai departe. Ciudat este faptul că, în timp ce în Europa, cu cortina de fier cătea Cuba, cea comunistă, avea să-și vadă de treabă ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. La fel și China, pa, mai mult China, avea să prospere și să atragă atenția lumii. Corea de Sud acolo unde, bineînțeles, comunismul este dus până la limitele absurdului, avea să ne trimită pe TikTok sau pe alte forme de pelicole de scurtmetraj, dacă vreți, pe diferite platforme, imagini care aveau să ne aducă aminte cum a fost când ne rugam pe ascuns și cum a fost când veneau cei autorizați să dea buzna în casele noastre și să ne reamintească că o amendă pentru găsirea unei Biblii în casa ta sau a mea era valoarea a doi boi sau valoarea a două sau trei salarii pentru un muncitor mediu. După atâta ateism și după atâta apă cu nomol din apa Nilului, împăratul Sudului, a venit vremea împăratului Nordului. Pentru multă vreme s-a crezut că istoria lumii se va încheia cu o demonstrație de forța ateismului. Dar Ezechiel 29 ne spune că e înșiptul. Nu? Ateismul Apanilului va primi căderea și suferința pentru că așa a vorbit Dumnezeu. Războiul între religii și ateism va fi generat din nou. Va trece timp și se vor consuma vieți de oameni. Se vor folosi, prieteni, toate metodele, pandemii, virus, războaie religioase în Orientul Mijlociu, chiar și aruncarea în aer a planetei, dacă aceasta li se va permite de către Dumnezeu. Vremea noastră, a celor care cred în escatologia celor 2300 seeri și dimineți, în doctrina sanctuarului, în valabilitatea celor 10 porunci, în excelența zilei a 7 specificată de porunca a 4-a lui Dumnezeu, pentru noi vremea n-a venit încă. Dar trebuie să punem Biblia trăită în viața noastră, caracterul nostru trebuie să-l punem în mâna celor mai mulți oameni. Căci la un moment dat, lumea se va strânge la luptă împotriva lui Dumnezeu. Și când o vor face, se vor lupta împotriva lui Dumnezeu prin excelența prezenței dumneavoastră. Războiul zilei cele mari a Dumnezeului celui atotputernic. Curentele antieducaționale care distrug familia și creează cultul unei generații corupte moral macină hoitul omenirii și cea mai rămas bun din moral dată de Dumnezeu, prieteni. O foarte interesantă relatare într-un podcast cu un titlu Educația în criză cu domnul Alex Newman, îl aveți aici în imagine, ni se povestește care a fost intenția de socializare a sistemului de educație. Bună dimineața, pune întrebarea moderatorului. De unde vine ideea asta și unde își găsește rădăcinile? Care a fost scopul acestei gândiri ca guvernul ar trebui să educe copiii? Puncte, puncte și așa mai departe. Toată lumea crede, răspunde acum domnul, interrelevat, toată lumea crede că Karl Marx a propus cele 10 principii nu, ale manifestului comunist, adică guvernul ar trebui să educe pe toți copiii și școlile finanțate din fonduri publice, dar în realitate este un deceniu înainte, cel puțin 10, înainte, 10 ani înainte a socialismului, când domnul Robert Owen, care era colectivist utopic, a respins pe Dumnezeu. A respins Biblia. A hotărât el că cel mai bun mod de a construi societatea utopică, o societate colectivă pe care o dorea, fără familie, fără căsătorie, fără proprietate privată, etc., etc., să poată realiza în cazul în care guvernul va prelua domeniul educației. Însă, obiectivul final al acestei acțiuni este eliminarea creștinismului, spune acest domn. Așa că trebuie să înțelegi că sistemul nu a avut niciodată ca scop educarea copiilor mei și ai tăi, să învețe pe copii cum să gândească, cum să citească, cum să raționeze. N-a fost niciodată obiectivul sistemului acela de a educa cu adevărat copiii. Înțelegi tu că obiectivul a fost întotdeauna să-i îndepărteze pe copii de Biblie, să-i întoarcă împotriva în părinților, să-i întoarcă împotriva în civilizației creștine datorită căruia au fost suficient de bine puntați să o moștenească nu? de la părinții lor, de la strămoșilor. Prietenii, fenomenul globalismului sau Babilonul cel mare stârnește repulsie celor care nu mai pot trăi fără religie. Se pare că omul n-a fost creat pentru a fi deconectat de Creatorului. Omul simte vidul, simte golul din inimă, prieteni. Și absența lui Dumnezeu îi, îl face pe om să se simtă nesigur. Lumea vrea religie, lumea vrea o formă de închinare, lumea vrea un ritual. Chiar și păgârii prieteni privesc cu repulsie la tăvălucul globalismului diabolic care respinge orice formă de închinare. Să nu uităm lecțiile date de Revoluția franceză. Care, au fost, care a fost o revoltă absolută în ipocriziei religiei preoțești. Deși zeița libertății era purtată goală pe străzile Parisului, dacă vă mai înceți aminte, în timp ce lumea trăia circul carnavalului brazilian, boii cădeau un brazdă în ziua a șaptea, în ziua de odină, pentru că francezii făcuseră săptămâna de zece zile, iar Biblie erau arse în piața de opște. Revoluția franceză era dovada în miniatură a ceea ce va deveni lumea în curând, dacă globalismul ateu va avea stăpânire absolută. Dragii mei prieteni, un haos planetar în care lumea întreagă va arăta ca o petrecere dezgustătoare, foarte similară, dacă nu identică cu cea de la casa lui Belșațar, ultimul președinte drogat al Babilonului Antic. Căderea Babilonului Antic, prieteni, a fost un fenomen neobservat de babilonieni, înșiși erau prea preocupați cu fotbal, basket, alte sporturi, filme, Hollywood și plăceri temporare. Beția ideologică a culturii caldeice a fost mai mare decât beția vinului care a profanat vasele sfinte din Templul Domnului. Așa va fi și la căderea Babilonului modern. Astăzi, babilonismul sau globalismul este bea de vin. Este beat, da, de vin. Este îmbătat de o ideologie foarte similară cu cea a lui Nebucanețar, care, dacă vă aduceți aminte, închinau paharele care fusese dedicate servirii în serviciile sacre din templul, la din templul de la Ierusalim, aceste pahare au fost profanate, dedicate intelectului magnific a celui care a construit globalismul babilonian. Oare acesta este Babilonul care l-am construit eu cu puterea slavei mele? Parcă l aud pe pensionarul fără păr de la Davos, domnul Claus Fab, care spunea și noi vom construi o altă lume, o lume nouă. El avea el o nouă ordine, un alt Babilon ca și Belseațar. În același timp, cred că aceleași forme de gândire alimentează venele Revoluției Franceze. Biblile erau arse în foc, așa cum spuneam, și preoții erau decapitați. Ateismul omora religia fără putere, dar ateismul, prin persecuție, să știți că nu va putea extermina creștinismul autentic, licența lui Hristos. Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, un creștinism bazat pe scriptură, și vă veți întreba de ce. Așa cum Saul din Tars, ateu, nu? Religios, un ateu religios, a fost convertit de Domnul Hristos la moartea lui Ștefan, tot așa că ei atei, față-înfață, cu blânzii eretici, vor fi convertiți la credința pe care tocmai o persecutau. S-a întâmplat asta. De uh, foarte multe ori, în foarte multe cazuri, în timpul Evului Mediu. Biserica Romei nu mai era la putere și, abandonând ghilotina care făcuse multe victime, acum această ghilotină este preluată de ateii care doreau să omoare și să decapiteze tocmai pe inventatorii ghilotinei. Ce ziceți de asta? Adică cuvioi și călugări experți în tortură în spatele mănăstirilor și în beciurile acestora. Sub oblătuirea, bineînțeles, și călăuzirea preoților iezuiți iluștri, era vilotina aceasta preluată și folosită din plin. Deci observăm din istorie că Babilonul are două fețe, ambele sunt tiranice ambele promițând fericirea de moment îmbibată cu ceanura morții veșnice prieteni. Creștinul autentic știe că are de ales intră între două variante eronate, răul îmbrăcat în alb sau răul îmbrăcat în negru. Ateismul care promite libertatea de a alege răul sau religia forțată care ucide conștiința și gândirea personală este la fel de rea ca și cealaltă. Deci înapoi la religie, Va fi marfa vândută, prieteni, de ceasornicul vremii. Cei care nu vor fi furați de valul schimbărilor care vor avea loc după noiembrie 5 sunt doar aceia care nu au permis propriilor minți să fie dominate de propriile emoții. De fapt, războiul între stânga și dreapta este un război emoțional. Apoi este un război ideologic. Am găsit câțiva președinți care au făcut 10 războaie pe cei mari președinți ai Statelor Unite, toți aceștia au făcut 10 războaie și n-au fost niciodată cred, chemați la tribunal, n-au fost niciodată acuzați de nimic pentru a da socoteală de ceva. În timp ce acest om care trebuia să moară de cel puțin 3 ori până acum, nu are în activitatea sa niciun război, zero război, dar are 76 de chemări la tribunal. Ceva de cu virgulă, ce ziceți dumneavoastră? Dincolo de istoria acestei națiuni, că potențialul candidat ar fi soluția pentru o Americă reînviată, puternică, există biserica Romei. Nu? Dincolo de cine va fi președinte, există Biserica Romei care vorbește în Washington ca la ea acasă. Dineul, știți că există în genere înainte de alegeri, există un dineu tradițional filantropic, cu caracter filantropic, nu? caritabil, nu? Care este oferit de către reprezentantul Bisericii Romano-Catolice. Cei doi candidați la președinție sunt obligați, mai mult sau mai puțin de protocolul respectiv și de tradiția americană, să participe acest din meu oferit Biserica Romano-Catolică. Și, bineînțeles, așa cum se știe, democratul stă în stânga, republicanul stă în dreapta așa cum sunt și ideologiile. Iar în mijloc este, bineînțeles, reprezentantul ilustru al Bisericii Romane, care, de fapt, îi folosește pe cei doi, oricum o fi, pentru îndeplinirea agendei Vaticanului. De data aceasta se pare că la dineul tradițional, potențial la prima doamnă, nu a venit. A fost absentă. Sigur că și-a trimis un videoclip și așa mai departe, a explicat Absența dumneia ei, într-o formă sau alta, dar ideea este că contracandidatul la președinție a folosit sau s-a folosit de absența eventualei prime doamne și a criticat aspru, de fapt, n-a făcut nicio risipă de timp sau de cuvinte pentru a aborda direct ateismul și, în același timp, a făcut promisiuni în valuri pe care le va împlini Bisericii Catolice dacă el va fi alesul. Problema este clară. Reprezentantul Romei invită la Dineu cele două variante, nu? răul alb sau răul negru. Așa că oricine va ieși, va recunoaște autoritatea Romei, aducând de logii necesare Bisericii. Sunt Practic, prieten, trei scenarii posibile cu privire la concluzionarea istoriei planetei umane. În cazul în care globalismul ateu va fi susținut de Ordinul Romei, acesta va continua persecuția, iar acea sperietoarea noastră duminică va fi îmbrăcată în hainele climatice care, eventual, în ghilimele, va salva planeta. În cazul în care mișcarea mega va câștiga o eminență această țară, atunci vom avea de a face cu două persecuții. Prima va fi împotriva opozanților politici, atenție, deci când, dacă acești oameni puternici, oameni cu influență din sistemul de gândire protestant și sistemul de gândire catolic în Statele Unite, vor ajunge la putere, s- sa conservatoare, evident, Primul lucru pe care îl vor face nu se vor lega de tine și de mine. Vor avea de furcă cu un sistem globalist care a fost în putere. În vremea acestei lupte, în care sistemul de dreapta dorește o epurare, o dispariție totală a ateismului, noi, ca popor al Dumnezeu, putem să împărtășim gânduri frumoase cu oamenii despre revenirea Domnului Hristos, putem să facem lucrare misionară, să spunem dom oamenilor despre revenirea Domnului Hristos. Așa cum, atunci când catolicismul era provocat de lumea islamică, protestantismul a putut să predice și să împărtășească Biblia la oameni. Acest timp de luptă între atei globaliști și clasa conservatoare a protestanților și catolicilor care doresc o religie națională, acest timp este un timp care ne poate folosi nouă prieteni. După care, evident, va veni și vremea repausului duminical, care, de data aceasta, dacă va fi impusă această lege de către clasa conservatoare a protestanților. Sigur că aceasta va fi, avea o conotație națională și va fi îmbrăcată în aureola morală duminica pentru salvarea familiei americane. Salvăm familia americană prin a, prin a -i trimite pe soți și soție și copila la biserică, vom salva țara de la prăpastia, de la imoralitatea, de la spiritul de degradare care roade America pe dinăuntru. Pasul 3 este, și ultimul, zic eu, este stabilit de momentul în care pendulul care merge de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta va îngheța la punctul 0. În momentul în care republicanii, cei de dreapta, se vor uni cu democrații, va fi cel mai teribil lucru care se va putea întâmpla. Aceasta, prieteni, va aduce persecuția finală. Am un text foarte interesant din Hristos lumina lumii care confirmă sau susține această teză. Pilat s-a gândit că ar fi bine, în paranteză, zic eu, să paseze responsabilitatea acestui caz lui Irod, se referea pana inspirată la cazul Domnului Hristos. Totodată, el s-a mai gândit că aceasta va fi o ocazie bună de a vindeca relația care între timp au de suferit în paranteză, datorită unei neînțelegeri mai vechi între el, Pilat, și Irod. Și bineînțeles că această intenție s-a confirmat. Cei doi magistrați au devenit prieteni în timpul procesului nu? de condamnare a Domnului Hristos. Asta spune pana inspirată. Deci iată prieteni, doi dușmani, Pilat și Irod, se unesc, dau mâna, fac un pact, și iată rațiunea pentru care am pus sau am intitulat această seară, subiectul de această seară, dincolo de reguli. Pilat și Irod au mers dincolo de reguli și au produs acest blat diplomatic pentru omorârea și asasinarea Domnului Isus Hristos. A existat un documentar după care s-a regizat un film foarte interesant în timpul războiului rece, când America și URSS își trimiteau agenți în reciproc pentru a se spiona, evident, era războiul acela teribil, tensiunea mare. Într-o realitate bizară, se pare că un spion rus a fost prins de autoritățile din Statele Unite pentru că, evident, obținea informații și le exporta în țara lui. Cu toți știm că aceasta. Este un lucru fatal, dezonorabil pentru orice cetățean care trăiește într-o țară. Este cea mai înaltă trădare posibilă de a face spionaj boliva proprii tale țării. Și, bineînțeles, că se cere, de, de obicei, pedepsa capitală. Problema este că în America există sau se practică încă în principiul, atunci, în timpul războiului rece, se practica principiul prezumției de nevinovăție. Și, în contextul acesta. Problema pe care o avea sistemul american de a incrimina pe spionul rus era că dacă ei a, aduceau dovezile ca să îl incrimineze pe spion și le făcea publice pentru nu, a dovedi vino, vinovăția acestui individ, riscau să compromită în strec sistemul de spionaj american prin a aduce la suprafață rețeaua de contraspionaj, care, bineînțeles, o astfel de opțiune n-ar fi fost deloc acceptabilă. A doua mare problemă era că această Constituție a Statelor Unite nu permitea nimănui ca să condamne pe cineva fără să se dovedească contrariul. Deci, orice om în America, pe vremea Constituției, nu, astăzi, pe vremea Constituției, orice om era nevinovat până se dovedea contrariul. Mă înțelegeți? În această peliculă documentară, care între timp a devenit un film, narațiunea sugerează că. Această întâmplare a fost inspirată dintr-un caz real și că nu e nicio fabulație pe tema asta. Aveau nevoie de un judecător în filmul respectiv, un judecător de gen Pilat și de un avocat de fațată care este chemat de biroul, mă rog, de avocatură și este, este invitat ca să îl apere din oficiu pe spionul rus. Deci actorul principal este persoana nu? avocatul care este invitat de agenție și îi se spune, știu că este un lucru neplăcut, dar ai datoria de, de fațadă, de ochii lumii, să aperi pe acest uh, spion rus, pentru că noi, ca societate americană, trebuie să lăsăm în lume impresia că avem o Constituție pe care trebuie să o păstrăm și să o respectăm. Noi știm că este spion, știm că îi vrem moartea și asta și-o merită, nu? Dar totuși nu putem să public să arătăm că nu ne interesează Constituția pe care au făcut-o sau produs-o părinții creștini care au format cele 13 colonii și care au format Statele Unite. În acest film, bineînțeles că avocatul nu este foarte încântat de treaba asta pentru că pierzi creditul social în momentul în care te dă la ziar că un avocat apără un, un spion rus sau ce fel de patriot ești. Nu neapărat american, ce fel de patriot ești. Și atunci omul, în urma unor presiuni, sigur că cedează și acest actor principal acceptă să fie apărătorul în instanță în care el îi se spune cum să acționeze în fața tribunalului de așa manieră ca să piardă procesul și, finalmente, spionul rus să fie să sfârșească pe scaunul electric. Între timp, se pare că avocatul a reușit să câștige încrederea spionului rus de a coopera în proces. În timp ce, bineînțeles, procesul merge înainte, fiind mediatizat pe vremea aceea, America trimite și ea o grupă de spioni de a face același lucru pe care l-au acuzat la spionul rus, dar în țara lor, în URSS. Avocatul, între timp, reușește să-i comute pedepsa capitală spionului de la moartea pe scaunul electric la 30 de ani de închisoare. Avocatul l-a convins pe judecător și a spus următoarele cuvinte. Domnule judecător, dacă îl condamnăm la scaunul electric, nu câștigăm nimic. Dar dacă îl păstrăm în viață, va fi ca o poliță de asigurare pentru noi în cazul în care unul de-a nostru va cădea în mâinile lui. Vedeți? Avocatul gândea departe. Vă gândiți la acest lucru, domnule judecător? Judecătorul prinde ideea și dă dreptate avocatului. băi să știi că ai dreptate mea. Bineînțeles că în instanță, împotriva tuturor huiduierilor care au avut loc în instanță, judecătorul spune nu, nu va muri pe scaunul electric și spionul rus va primi 30 de ani de închisoare. Uite așa s-a născut titlul din această seară, dincolo de reguli. Dincolo există o lume a blatului diplomatic care este servită societății pe tavă, ca element de meditație ca să trezească lumea la realitate. Situația în documentar, situația devine tensionată când unul dintre spionii americani este capturat și identificat ca spion, tratat într-un mod anume de autoritățile rusești. Finalul acestui documentar, acestei istorii de spionaj și contraspionaj, justifică titlul, dincolo de reguli. Avocatul american este trimis să negocieze liberarea spionului american în schimbul eliberării spionului rus, care era păstrat în viață datorită înțelepciunii neemoționale a avocatului care îl apărase pe spionul rus, prieten. Dragii mei, dincolo de, de reguli există blaturi diplomatice sub acoperire iezuită care păstrează dușmânia aparentă în public și prietenia ascunsă între Statele Unite și Rusia pentru ca lucrurile să meargă într-o anumită direcție. Reamintesc textul din declarația lui John Adams. Iezuiții din Washington au un corespondent la Moscova. Asta era undeva în jurul anilor 1789. Astăzi suntem în 2024, noiembrie 1. Poate că dușmania aparentă, care de fapt este agitată public, este mai acidă ca oricând. Dar, în realitate, prieteni, cu cât scandalul american-rus este mai. Publicat în ziar sau la televizor, cu atât este mai apropiată prietenia acestor două puteri mondiale. China știe foarte bine că nu va câștiga niciodată prietenia Rusiei și credibilitatea acesteia. Ce anticipă profeția că se va întâmpla? Se va întâmpla. Lumea se va uni și se va declara război rămășiței poporului lui Dumnezeu. Instrumentele pe care vor lucra cei uniți împotriva urbașilor lui Dumnezeu vor fi creștini de vreme bună. Creștinii de vreme bună care au mers la biserică ca la club, vor fi primii care vor fi instrumente de tădare și de condamnare împotriva creștinilor consacrați. Domnul vine, dar nu se grăbește. Dumnezeu are viteza lui. Știu că există propagadiști în lumea noastră aventă acelor care așteaptă pe Domnul Isus Oameni care, într-un zel mai mult sau mai puțin prieteni înțelept, predică venirea duminicii în loc să predice revenirea Domnului Hristos. Ca și pentru aceștia, foarte mulți frați care, într-un zel emoțional, predică exact cu Spiritul lui Petru, aceștia, ca și Petru, se uită la val, predică despre val, în timp ce sunt pe val. Un creștin privește la Domnul Hristos. Predică despre Domnul Hristos în timp ce sunt ascunși în Domnul Iisus Iisus. Experiența pe care eu personal am întâlnit-o în anii comunismului era sau a fost aceea că toți cei care Creștinii mergeau în pușcărie cu gândul că vor rezista încercărilor, bazându-se ca și Petru pe trupe, propriile lor forțe, cei care aveau gura cea mai mare, sigând fraților, ca la propaganda de partid, hai să ținem credința fraților, au fost primii care s-au lepădat de credință la prima lovitură de baston polițienesc sau milițienesc, la prima lovitură de baston, la prima formă de bătaie sau de înfometare sau de tortură, Aceia care au avut gura cea mai mare și care au transformat religia într-o propagandă, de fapt, ei au fost primii care s-au lepădat de Domnul Hristos, pentru că s-au încrezut în ei și nu s-au încrezut în Mântuitorul nostru. Așa că, dragii mei prieteni, eu însumi tremur și invit pe toți cei care sunt prezenți și fac parte din rămășița poporului Dumnezeu la modestie, la umilință, la rugăciune, la plâns, post și rugăciune între tindă și altar, ca Domnul să ne dea putere să ne dea tărie și Duhul Său Sfânt să sigileze în noi caracterul Domnului Hristos, ca să ne putem întâlni cu El când vine pe vrem pe norii cerului. Așa să ne ajute bunul Tată Ceresc. Prieteni, vreau să vă invit la un moment de rugăciune. Iubite Tată din ceruri, îți mulțumim pentru această seară. Dorim din toată inima noastră să ne ierți să ne cercetezi și să ne descoperi nouă ceea ce noi nu știm despre noi înșine. Arată-ne, Doamne, în oglinda dumnezeiască adevăratul nostru caracter hidos și ajută-ne și scapă-ne, salvează-ne de noi înșine. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos cerem prezența dragostei tale, cerem prezența uleiului din candela cerească, alifia pentru ochi, Duhul Tău Sfânt, dorim aurul curățit prin foc și dorim Hainele care nu le-a meritat niciodată. Ajută-ne, Doamne, ca în aceste ceasuri și vremuri de strâmtorare și de tulburare să rămânem totuși lângă Tine, ascunși în Domnul Hristos. Amin.